Motiv de bucurie pentru românii care vor să plece la mare, începe programul Litoralul pentru Toți, care se va derula pe tot parcursul lunii septembrie. Astfel, turiștii dornici să petreacă un sejur pe litoralul românesc în extra-sezon, evident, vor beneficia de prețuri începând de la 35 de lei pentru o noapte de cazare. Vin vești bune pentru românii care nu au plecat încă în concedii. Scad prețurile pe litoral. Federația Patronatelor din Turismul Românesc a anunțat debutul programului Litoralul pentru Toți, desfășurat pe tot parcursul lunii septembrie. Programul se adresează turiștilor care intenționează să petreacă un sejur pe litoralul românesc, dar cu mai puțin bani. Hotelurile și pensiunile de la Marea Neagră înscrise în program anunță prețuri pornind de la 35 de lei pentru o noapte de cazare. În plus, cel mai ieftin pachet, fără masă inclusă, poate fi achiziționat la un hotel de două stele din Eforie Nord pentru minimum 5 nopți. Ajuns la 42-a ediție, programul Litoralul pentru Toți numără până la acest moment 48 de hoteluri înscrise aflate în toate stațiunile de pe litoral. Hotelierii pun la dispoziție a turiștilor aproximativ 5.000 de locuri de cazare pe noapte. Conducerea patronatului anunță că până la începutul lunii septembrie urmează să fie înscrise în program peste 100 de unități cu capacitate a de a găzdui peste 40.000 de, de oameni. Până la începerea efectivă a programului pe 1 septembrie, estimăm că peste 100 de unități vor intra în acest program, astfel încât peste 40.000 de turiști ar putea beneficia de tarife reduse pe litoral în luna septembrie, a menționat președintele Federației Dragoș Răducan. Mai mult decât atât, pachetele turistice din cadrul programului Litoralul pentru Toți se anunță cu 70% mai ieftine decât cele existente în plin sezon estival. Patronii hotelurilor atât de două cât și de patru stele propun tarife pentru toate buzunarele menținând aceleași prețuri ca anul trecut. Pe baza rezervărilor făcute până în acest moment, estimăm că luna septembrie va fi una aglomerată pe litoralul românesc. Interesul ridicat manifestat de turiștii determină pe hotelier să mențină unitățile de cazare deschise până la finalul lunii septembrie, a mai spus conducerea federației. Locurile urmează să fie vândute direct de hoteluri, dar și prin agențiile de turism.